Hansel și Gretel. Haideți, veniți să mâncați. Da, venim acum. Era de fapt mama lor vitregă. În acel an fusese o secetă cumplită, astfel că familia tăietorului de lemne de-abia putea să-și ducă zilele. Mâncați, copii. Poftă bună tuturor. Mama o putea pune pe masă era din ce în ce mai puțină. Până când, într-o noapte... Ce e, Gretel? Nu poți să dormi? Nu, nu pot să dorm, fiindcă mi-e atât de foame. Încearcă să gândești limpede. Dacă vom continua așa, vom muri de foame. Ai dreptate. Însă nu pot să-mi las copiii în pădure. Nu s-ar putea descurca singur și ar putea deveni hrană pentru animalele sălbatice. Atunci măcar așa nu vor muri animalele de foame. Dar nu vezi că mâncând atât de puțin, amândoi sunt doar piele și os? Da, dar nu pot să fac un asemenea lucru. Într-un sfârșit, mama vitregă reuși să-l convingă pe tăietorul de lemne să-și abandoneze copilașii în pădure. Ascultă, Hansel, crezi că vor să ne lasă pădure? Am un plan, nu trebuie să-ți faci griji. Vorbești serios, Hansel? Bravo, frățiorul meu! Perfect! A doua zi dimineață, Hansel și Gretel au plecat în pădure împreună cu părinții lor. Poftiți, copii, acesta e prânzul Mulțumesc. Vostru. Da. Nu-l mâncați înainte de vreme, da? Da, da. Hansel! Curaj, haideți, veniți! Altfel se face târziu. Ah!
Hansel, mișcă-te! Rămâi mereu în urmă. Da, da. Voi copii, rămâneți aici lângă foc. Noi mergem să strângem lemne și apoi ne întoarcem să vă luăm, da? Da, da. Hai să trecem la treabă. Aveți grijă, nu plecați de aici. Și nu cumva să lăsați focul să se stingă. Nu-ți fie frică, am eu grijă de tine. Poftim, frățioare. Mulțumesc. Uite cât de drăguț e. Vino, iepurașule. Ia bucățica asta de pâine. Hai, curaj, apropie-te. Hai. Haide. A fugit. Mama și tata sunt încă în pădure. Da? Poate s-au răzgândit și nu mai vor să ne părăsească aici. Cât aș vrea să fie așa. Însă lucrurile stăteau cu totul altfel. De fapt, mama și tatăl copiilor plecaseră de mult din pădure, lăsându-i pe cei doi copilași acolo. Se lăsase întunericul și în pădure se făcea din ce în ce mai frig. Obosiți să-și aștepte părinții, copilașii au adormit lângă foc. Hei, Gretel! Gretel! Da, ce e? E deja noapte. Ne-am abandonat aici, în mijlocul pădurii. Nu o să mai găsim niciodată drumul spre casă. Fii curajoasă, Gretel, n-ai de ce să plângi. Totul va fi bine. Vei vedea că împreună vom găsi drumul înapoi spre casă. Nu trebuie să-ți fie frică, surioară. M-am gândit eu cum să facem. Uite, a mers! Vezi pietricelele? Urmărind pietricelele presărate în urma lor la venire, Hansel și Gretel au continuat să meargă toată noaptea și când s-a luminat de ziua, a ajuns înapoi la casa părintească. Suntem noi, ne-am întors! Noi suntem! Mamă! Bună ziua! Bună ziua, mamă, ne-am întors! Dar cum ați reușit? Bine ați venit înapoi, copii! Ce bine că v-ați întors acasă, îmi făcusem griji! Tată! Însă, la scurt timp după aceea, mâncarea s-a împuținat din nou și au reînceput certurile între părinți. Mama vitrega copiilor încerca în fel și chip să-l convingă pe tăietorul de lemne să-i lase din nou pe copii în pădure. Bieții frățiori dormeau fără să știe ce li se pregătea. Hei, treziți-vă odată! Grăbiți-vă! Trebuie să mergem în pădure! În dimineața aceea, Hansel nu a mai avut timp să culeagă pietricele din curte. Mulțumesc! Căci mama vitregă se grăbea foarte tare să ajungă în pădure. Neavând pietricele, copilul s-a gândit să lase în urmă firimituri din pâinica pe care a primit-o. Mulțumesc! Ce noroc cu bucățica asta de pâine, că mi-era o foame! Gretel! Gretel! Trezește-te! Trebuie să pornim spre casă! Curaj! Ah.
A, nu! Au dispărut! Firmiturile au dispărut, Gretel! Și acum ce ne facem? Nu-ți face griji, o să vezi, ne vom descurca! Păsările din pădure au mâncat toate firmiturile pe care băiatul le-a presărat pe drum. Stai liniștită, surioară! Vom găsi negreșit drumul spre casă! Oh, Hansel, mi-e atât de frică! Hai, fii serioasă, e doar o bufniță, n-are ce să-ți facă! Hai, Gretel! După ce au alergat toată noaptea, copiii și-au potolit setea cu roade pe frunze și au mâncat câteva lune. Însă nu au reușit să găsească drumul spre casă. Încet! Astfel au trecut 3 zile lungi. Privește! Ce minune! Căsuța aceea e făcută toată din dulciuri. Ai dreptate, e minunată! Și ce bună e! Serios? Hai, Gretel, gustă și tu! Ai dreptate, ce bunătate! Am să o mănânc pe toată! Ei, mai lasă-mi și mie! Bine, bine! Voi mâncați căsuța? Ne pare rău! N-am vrut noi, să știți... Nu mai contează acum! Dacă intrați, vă pot oferi și alte bunătăți! Delicios! Da, într-adevăr. Mâncați cât vreți, mie îmi plac copiii care mănâncă atât de mult. De fapt, bătrânica cea drăguță care-i găzduise pe copii nu era altceva decât o vrăjitoare. Și nu era o vrăjitoare oarecare, ci una dintre cele mai rele. Ea le-a rezervat copiilor o soartă tristă. Vă mulțumim pentru dulciuri, doamnă, noapte bună. Noapte bună, doamnă, noapte bună. N-aveți pentru ce somn ușor, copii? Ce mai cine îmi voi pregăti din acești 2 copii? Scoateți-mă de aici, vă rog, dați-mi drumul, vă rog, mi-e frică, vă rog! Chide gura, mucosule! Acum trebuie să mă ocup de fetiță. Acum înțeleg, bătrânica e de fapt o vrăjitoare. Gretel, fugi, Gretel! Gretel! Ah, neast împăratul acela mic face o larmă de neînchipuit. Oh. Hai, trezește-te! Du-te și adu apă, trebuie să pregătim un prânz bogat pentru fratele tău. Trebuie să mănânce bine, pentru că atunci când se va îngrășa puțin, o să-l fric și o să-l mănânc. Ce faci acolo, neisprăvit-o? Ți-am spus aduci apă! Haide, mișcă-te! Oh.
Gretel! Hansel! Gretel! Frățiorul meu! Pleacă de aici! Du-te imediat și adu apa, așa cum ți-am spus, altfel te mănânc în clipa asta. Ai înțeles, fetițo? Vrăjitoare blestemată, să nu cumva să-i faci vreun rău surorii mele. Tu ține-ți gura! Nu te mai agita degeaba, pentru că o să slăbești. Iar până la urmă tot o să vă mănânc pe amândoi. Vom vedea! Hansel! Nu-ți fie frică, Gretel! Vei vedea că vom scăpa de aici! Bravo, cucosule! Fă gimnastică, fiindcă altfel ți se va face foame și vei deveni o cină grasă și gustoasă. Gretel, mă auzi? Surioară, nu renunța, ai curaj! Eu n-am să mă dau bătut, dar va trebui să mă ajuți, Gretel! Haide, grăbește-te cu cartofii aceia! Dacă nu termini mai repede, în seara asta te duci la culcare fără să mănânci. Nu renunța, ai curaj, surioară! Oh, Elsa! Ți-am adus asta, Elsa! Îți mulțumesc! Oh. Hei, fii curajoasă, da? Gata cu vorbăria! Mucosul trebuie să mănânce, doar așa se va îngrășa. Fii liniștită, Gretel! Frățiorule! S-o crede vrăjitoarea că mănânc ce-mi dă ea. Un moment! Dacă nu mănânc, mă îmbolnăvesc și n-am să mai pot scăpa de aici. Adevărat, trebuie să mă hrănesc. Și astfel, în fiecare zi, vrăjitoarea pregătea farfurii imense cu mâncare, pe care apoi le ducea lui Hansel. Fii mai atentă, mucoaso! Biata Gretel era nevoită să deretice, să spele și să facă mâncare în fiecare zi în locul vrăjitoarei. Spre deosebire de mesele fratelui său, ale ei erau mereu sărace și nu îi țineau de foame. Hansel! Ți-am adus asta! Mulțumesc! Ia și tu! Te mai îngrășa puțin? Întinde-mi o mână să te controlez! Haide! Cum e posibil așa ceva? Nu pui deloc pe tine, ești în continuare piele și os. Dacă nu te îngrași în curând, n-am ce mânca. Gretel, așa nu mai merge, trebuie să-i pregătim mese mai bogate. Du-te și adu apă, hai, mai repede! Din acea dimineață, vrăjitoarea venea mereu să-l controleze pe Hansel, să vadă dacă s-a mai îngrășat. Însă el, profitând de vederea slabă a bătrânei, continua să o păcălească. Și uite așa, zi după zi, a trecut o lună. Ar trebui să fie timpul. Ce? Aici e ceva ce nu merge. Pe zi ce trece slăbe și mai rău și nu mai pot să aștept. Vreau să-l mănânc imediat. Fugi și umple cu apă căldarea din casă. Grăbește-te, fetițo! Vă rog, nu-l mâncați! Cruțați-i viața fratelui meu, vă implor! Taci odată și fă ce ți-am poruncit! Aș fi știut că totul se va termina așa, m-aș fi lăsat mâncată de animalele sălbatice. Gretel, eu n-am să mă dau bătut, dar trebuie să mă ajuți și tu. Ai auzit? Vrăjitoarea însă voia să o mănânce și pe Gretel. Înainte de a-l pregăti pe Hansel, trebuie să punem pâinea la copt. Focul e aprins și coca e gata. Gretel, ai grijă să nu fie o capcană! Ajută-mă, Gretel! Vederea mea slăbit tare mult! Ai putea să te uiți tu să vezi dacă s-a încins cuptorul? Desigur, mă uit imediat! Fii atentă, Gretel! E o capcană! Mă iertați! Îmi puteți spune ce trebuie să controlez? N-am făcut-o niciodată! Ce neisprăvită ești! Lasă-mă să trec! Trebuie doar să-ți bagi capul în cuptor, așa. Acum, ori și niciodată. Uiți.
aici! Uite ce am reușit să iau! Gretel! Hansel! Și astfel cei doi copii au luat în buzunare toate bijuteriile pe care le-au găsit în casa vrăjitoare și apoi au plecat de acolo. După ce au mers un timp, s-au trezit în fața unui râu lat care le tăia drumul. A, nu! Acum cum vom reuși să trecem râul? Nu există niciun pod, nici măcar uite, o barcă! Uite, o lebădă mare acolo jos! Te rugăm, lebădă! Vino aici, ajută-ne să trecem râul! Vrei să ne duci până pe malul celălalt? Te rugăm! Mii de mulțumiri! Stai aici, Gretel! După ce au trecut râul, cei doi copii au continuat să meargă până au ajuns pe un drum pe care îl cunoșteau bine și în sfârșit, obosiți, dar fericiți, au dat cu ochii de casa părintească. Tată! Tată! Hansel și Gretel! Dragii mei copii! Tată, bine te-am găsit! Cât mă bucur să vă revăd! În absența lor, mama vitregă se îmbolnăvise și murise. Însă tatăl lor nu și-a pierdut niciodată speranța că își va revedea copiii. Și astfel, după ce s-au regăsit, tatăl și cei doi copii au trăit împreună fericiți și fără griji și nu s-au mai despărțit niciodată. Dublajul a fost realizat în studiourile Empire Video Production. Au dublat în limba română Marcela Constantin, Gabriel Răuță și Rădița Roșu. A cântat Veneția Ghiță. Hi!